Este un proiect important pentru Brașov și pentru județul Brașov, nu numai pentru municipiu. Un proiect investițional foarte mare, care este susținut de către Guvernul României, așa cum am stabilit împreună cu premierul Ludovic Orban și cu ministrii cu care ne-am întâlnit aici la Brașov. Am parcurs o procedură legală în acest sens, cu depunerea documentației a proiectului la Ministerul Dezvoltării, Compania Națională de Investiții. Mă bucur că în ședința de guvern de ieri s-a validat acest lucru. Înseamnă că după ce se publică în Monitorul Oficial, acest proiect poate fi scos la licitație pentru execuția propriu-zisă. Discutăm de un proiect investițional de 82 de milioane de euro pe o suprafață de aproximativ 10 hectare, care va fi amenajată cu suprafețe de cu activități de agrement, de timp liber, de foarte multă mișcare în zona respectivă și cu construcția sălii polivalente, complex multifuncțional, cu 11.300 de locuri pentru activități sportive, naționale, internaționale, activități culturale, congrese, întâlniri, întruniri de asemenea învergură. Și sunt convins că acest proiect completează celelalte două proiecte de anvergură ale municipiului județului Brașov. Discutăm de aeroport, spitalul regional și această investiție majoră la nivelul municipiului Brașov, care vine să completeze acest tip de infrastructură ca necesitate pentru activități de acest fel pentru România, nu numai pentru Brașov.